Și iar aici totuși am un mic gust amar așa, totuși mi-ar fi plăcut să-l văd și pe Olaru. Măcar, nu știu, 10 minute, mai ales că îi duci pe tot, nu discut de Florinel. Florinel a avut șansa lui în meciul cu Irlanda de Nord. Ca de obicei, Florinel n-a impresionat, cu tot respectul pentru Florinel. Degeaba mai înțeles, dai goluri cu sepsii și faci spectacol cu voluntari, dar când îți vin meciurile importante, nu miști, ești un anonim pe teren. Da? Mai faci una, două faze și cu asta basta. Așa. Bun, dar uite, mă gândeam aseară la Olaru. Mi-ar fi plăcut puțin imaginație, domnul Iordănescu, aseară. Olaru e un jucător care chiar are imaginație. Da, nu zic, poate că ar fi fost și Olaru mult sub nivelul jocului. Este posibil. Mi-ar fi plăcut măcar 20 de minute. Așa cum a intrat Ianis, așa cum Man a intrat formidabil și e clar că Man este titular la forma pe care o are, așa, mi-ar fi plăcut să văd și pe Olaru. Totuși este practic cel mai complet jucător din Superliga României. Dă-i o șansă și lui Olaru, da? Da? Și bun, nu o să intru acum în discuțiile cu Olaru, sunt convins că n-are Edi nicio treabă cu Olaru sau că cumva mai are în cap incidentul cu Olaru, că de ce a stat pe bancă, că Olaru a zis ceva și Edi altceva, le-a trecut, sunt convins că nu există așa ceva. Pur și simplu nu l-a văzut, Edi. Dar mi-ar fi plăcut, nu știu, să-l văd și eu pe Olaru 15 minute. Ia mă, jucătorul cel mai complet din Superliga, da? Sau care pare cel mai complet din toate punctele de vedere, care are și imaginație, care și marchează. Bă, poate la nivelul ăsta să însemne ceva? Habar n-am, poate nu însemna nimic Olaru, poate era un anonim Olaru. Bă, dar tot Marin. Bă, hai să mai încercăm și cu alții, da? E adevărat, mai sunt două meciuri. Dar mie, Dicanu, mi-aș plăcut să-l văd pe Olaru, măcar 15 minute. Dar, într-adevăr, așa este. Adică... Am văzut că a schimbat. Adică m-am plictisit. Cu Irlanda. Domnul Edi, m-am plictisit sincer de povestea asta cu Marin. Pare așa că, știi cum e, pare că n-ai imaginație. Marin. Da? Da, adică, da, hai să ne gândim ce jucători nu, ar putea. Nu, eu doar am zis, mie mi-ar fi plăcut să-l văd. De mijlocaș central defensiv, mă refer. Ce, în țară... Nu, Marian doar scrie Nedelcu, atâta e. Marian Nedelcu, care a fost accent și a trecut pentru o perioadă mai proastă. E tot de la Hagi Băluță, care și el a început să intre în nucleul echipei naționale. Și el nu poate să joace în fața apărării, singur acolo? Serios? Dacă are cea mai mare experiență din punctul da, de vedere. Da, joacă în Italia până la urmă, joacă în Serie A și joacă meci de meci. Nu este și un jucător. N-ai fi vrut să-l vezi măcar 15 minute pe Olaru? Aș fi vrut să-l văd de la început pe Olaru. Să vedem și ce poate la echipa națională, pentru că în campionatul României ne-a arătat ce poate. Mie mi se pare cel mai complet fotbalist azi din Superliga. Așa mi se pare. Pentru că acoperă tot, practic. Are o libertate mare la FCSB, într-adevăr, și are evoluții foarte bune. Și? Da. Mă rog, deci nu. Ai idee, Andrei, de ce n-a jucat Olaru deloc? Adică, apropo de planurile tactice ale lui Edi? Păi Olaru a jucat în meci cu Irlanda de Nord. Bun. Știi cum e? Columbia. Aici e meciul în care vezi, bă, poți sau nu poți. Cu Irlanda de Nord. Păi da, și a mai avut o problemă mare, Edi. Care? Numai așa se schimbări. Adică nu puteai să-i schimbi pe toți. Uh-huh. De ce a fost povestea asta doar cu șase schimbări? Pentru că așa ai protocolul la meciurile ca să fie recunoscut asta nu în e okay. Palmares. Da, asta nu e ok, știi? Asta nu e treaba noastră, e treaba FIFA. Da, așa e. Referitor la că a zis de Moruțan, că a vrut să-l vadă pe Moruțan, mă gândesc că și Olaru era un moment bun pe care să-l vezi în acest meci cu Columbia. Adică să-l vezi într-adevăr la început, știi cum e asta, adică eu, bă, poți sau nu poți la nivelul ăsta, da, mai înțeles? Cum ai spus cu Coman, de exemplu, care a jucat cu Irlanda. Ok, nu a făcut un meci senzațional. Bă, chiar da, te rog. Minutele. Moruțan n-a jucat cu Irlanda de Nord. Așa este, deci da. Deci a trebuit să dai, când ai 29 în loc și vrei să vezi, așa. Fiecare are șansa lui în momentul în care Ianis a intrat pe teren. A fructificat. Cred că după ce a intrat Olaru, nu mai țin minte meciul cu Irlanda de Nord. Cred că Olaru a jucat mai mult în Irlanda de Nord cu Irlanda de Nord decât a jucat Ianis. Ianis a intrat, a făcut două, trei acțiuni și s-a văzut simțită prezența în joc. Aseară a intrat și a văzut și a făcut simțită prezența în joc. Până la urmă, nu poți să le dai reprize întregi sau meciuri întregi la 29 de jucători în două meciuri amicale. Eu mă refer că Răzvan Marin, de exemplu, care a jucat ofensiv în partea dreaptă, putea să, că jucase meciul cu Irlanda, putea să fie el pe bancă și să fie Olaru ca să-l vadă și Edi și noi să vedem ceea ce poate să facă la un meci cu Columbia. Cred eu, ca idee. Poate să fie, dar ți-am zis, asta... Împărțiarea minutelor este cel mai bun jucător din campionatul României și cred că merită mai mult la echipa națională Olaru, cred eu. Pentru, eu îl văd pe Olaru cum eram eu la echipa națională, că a venit vorba despre Cocii.
eram în campionatul României, jucam în Europa și veneam la echipa națională și în meciurile astea puternice cu echipe bune, eram pe bancă, că punea neapiții că nu m-a apăr bine, că defensiv. Juca. Și cu ce juca în Moldova, mi se pare la... Dic-